Hristos a înviat. Se apropie sărbătoarea învierii Domnului. În inima lui Dumnezeu, în inima Tatălui, învierea lui Iisus este înveșnicită, nu trece niciodată. Pentru noi, sărbătoarea învierii lui Iisus vine și trece. Dar la un moment dat, nici pentru noi nu va mai trece. Cum este învierea lui Iisus? Multe indicii evanghelice ne spun că El la început nu este recunoscut de ucenici, de Maria Magdalena, dar pe urmă este recunoscut și aceasta îi determină pe cei ce îl recunosc și îi motivează să alerge și să-i anunțe și pe alții. A înviat. După 3 zile, Iisus, maltratat în timpul pătimirii, este vindecat complet și își păstrează doar câteva răni. Nu are nevoie de hrană și totuși mănâncă împreună cu ucenicii săi pentru a arăta că nu este o apariție, nu este o fantomă. Materia nu mai constituie un obstacol pentru el. Intră la ucenici ușile fiind încuiate, dar în același timp el se lasă atins de ucenicul Toma. Iată câteva indicii care spun ceva despre cum este Iisus cel înviat. Ce fel de Iisus înviat prăznuim? Sfântul Apostol Ioan ne mai oferă câteva indicii în această privință. Le citesc din cartea Apocalipsei. Eu, Ioan, fratele vostru, în duh, în zi de duminică, am auzit în urma mea un glas care zicea: ceea ce vezi, scrie în carte. Întorcându-mă, am văzut pe cineva asemenea fiului omului, îmbrăcat în veșmânt lung până la picioare și încins sub sân cu un brâu de aur. Capul lui și părul lui erau albe ca lâna și ca zăpada și ochii lui ca para focului. Picioarele lui erau asemenea aramei în cuptor, iar glasul lui ca un vuiet de ape multe. În mâna lui cea dreaptă avea 7 stele, iar din gura lui ieșea o sabie ascuțită cu 2 tăișuri, iar fața lui era ca soarele când strălucește în puterea lui. Când l-am văzut, am căzut la picioarele lui ca un mort. Și el a pus mâna dreaptă peste mine zicând: nu te teme. Eu sunt cel dintâi și cel de pe urmă și cel ce sunt viu. Am fost mort și iată sunt viu în vecii vecilor și am cheile morții și ale iadului. Scrie deci cele ce ai văzut și cele ce sunt și cele ce au să fie după acestea. Iisus înviat este temelia, este modelul, este sursa învierii noastre, care nu va fi o resuscitare, ci o înnoire vindecată, deplin purificată a ființei noastre, corp, suflet și spirit, ființă compatibilizată cu viața veșnică, cu viața din ceruri. Când spunem aștept învierea morților și viața veșnică ce va să vină, o astfel de înviere așteptăm, după cuvântul lui Iisus. Să aveți sărbători cu pace.
darnici față de cei în nevoie și în armonie. Hristos a înviat! Thank you.